Din data de 8 mai, începe campania de vaccinare fără programare, doar cu prezentare directă în centrele de vaccinare. Imunizarea se va face în limita capacității centrelor și a dozelor disponibile cu utilizarea bonurilor de ordine eliberate. Vaccinarea se va face pe tot parcursul programului centrului pentru persoanele cu vârsta de peste 60 de ani și după ora 14 pentru populația generală cu vârsta sub 60 de ani. Pentru a veni în sprijinul cetățenilor români și străini cu drept de ședere în România, Comitetul Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva COVID-19 extinde modalitatea de înscriere la vaccinare fără programare în platforma electronică. Astfel, începând cu data de 8 mai, persoanele cu vârsta de peste 60 de ani care doresc să se vaccineze și au documente de identitate valabile, se vor putea prezenta direct în centrele de vaccinare, fără programare, pe tot parcursul intervalului orar de funcționare. Populația generală cu vârsta de până în 60 de ani, care dorește să se vaccineze, se va putea prezenta în centrele de vaccinare după ora 14, fără programare, în vederea administrării dozelor de vaccin. Important de reținut este faptul că prezentarea persoanelor se poate realiza la orice centru de vaccinare, indiferent de tipul vaccinului administrat, iar imunizarea efectivă și timpul de așteptare pot fi condiționate de capacitatea centrului respectiv și de numărul persoanelor programate la vaccinare în acel centru. În condițiile menționate mai sus vor funcționa și centrele de vaccinare din județul călăraș. Astfel, imunizarea în județul nostru se va face în centrele deschise în Lehliugară, Oltenița, Budești, Unitatea Militară Borcea și cele trei centre funcționale din municipiul Călărași.